Neagoi a ajuns antrenor la Craiova, deși patronul oltenilor nu l-a vrut. Pițurca a aflat asta. Campion cu Craiova ca jucător acum 32 de ani, Neagoi va fi prezentat mâine, la fel ca și Sabău, urmașul său pe banca lui Cluj. Craiova lui Mititelu negociază cu Tamaș. Oltenii vor începe anul cu nou antrenor. Neagoi va fi numit la Craiova. Puțin m-a surprins, fiindcă știu că nu-l dorea patronul, dar cei din jurul lui, foștii fotbaliști ai Craiovei, l-au dorit. Da? Pițurca a fost antrenor la ambele echipe din Craiova și așteaptă să revină în fotbal. Am primit telefoane, am fost ofertat și aș merge numai la o echipă de top. La Cluj, în locul lui Neagoi, a ajuns Sabău. El revine în fotbal după 8 ani și va fi director tehnic la Cluj. Capăt de retrogradare? Dacă vine Sabău. Sigur. Cum vedeți Craiova cu Neagoi? Cum va arăta? În orice caz, nu, mult mai bine ca acum.